te faci rău. Salut. Nu pot să cred așa ceva. Stai îndeplinit un vis. Uite-l în carne și oase. Aici lângă noi. Care ar fi următorul vis care vrei să ți-l îndeplinești? Să avem noi doi o familie. Bravo. Și după aia are. Restul vin. Iubire, cred că trebuia să tai-o. Sabrina, de ce scrie sus pe tabelă? Bun venit, de-o viață te aștept. Mă, acolo sunt cei care ne susțin pe noi, acum te susțin pe tine. Eram incomplet, tu și eu, tabloul perfect. Azi e ziua noastră. Iubire, vrei să fii soția mea pentru totdeauna? Bravo, felicitări. Azi am legat inima ta de inima mea și promit să am grijă de ea. Am dat cel mai frumos gol. Să fii sănătoși. Să vă iubiți toată viața. Să nu uitați niciodată ziua asta. Ne vom iubi și împreună vom sta. Pas cu 97 de trandafiri. Deci rolul meu la sfârșit e rolul vostru în viață. Mulțumim din suflet. Fii sănătoși și îmi pare bine că m-am cunoscut. Să rămân. Avem o onoare. Din atâtea nori. Inima ta de inima mea. Asta zic. Hai, gata. Lăsați numărul. Că vă sunăm noi. Că ne sunăm noi. Pa. Bună dimineața. Bine ai revenit. Dimineața. Știi unde ești, ce s-a întâmplat? Eu da. Și eu. Și eu mi-amintesc foarte bine chiar. De la firul ierbii pot să spun că noi am câștigat orice plan, și nocturnă și de la firul ierbii ziua. Suntem amândoi ce mai câștigați, că n-avem unul pe celălalt și suntem suflete pereche atât ziua cât și noaptea. Am simțit că suntem compatibili din orice punct de vedere, suntem făcuți unul pentru celălalt și... N-am avut emoții.
zonul ploilor în studio. Da, asta zic, uite, dacă aveți nevoie, avem aici șervețele. Felicitări, a fost foarte frumos. Mulțumesc. Și extrem de emoționant și mi-a plăcut aia de la sfârșit cu gata, nu mai mi-e rău, mi-e bine. Adevărul este că o situație de genul acesta te poate scoate din... orice stare. Orice stare, din cotidian. Știți cum suntem noi? Babele alea care plâng la biserică. Noi suntem alea. În rest, e ok. Ia ziceți, doamna Laura, o cerere demnă de fata dumneavoastră? Ea nu este așa foarte pretențioasă. Tot dar orice fost, moment a fost este o cerere gală făcută. Da, nu păi asta spun, ea nu este, adică, dar gândiți-vă orice că moment special Dita mai, este o mare bucurie. Fotbalistul este da. Capitanul de la Rapid, de la Rapid, nu? Da. 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 Mai stadionul să vie și Dita mai legendă stadionul. Da. Bine că s-a renovat stadionul și că arăta da extraordinar arată stadionul. A fost superb, într-adevăr, a fost superb, dar dacă era și aici în casă, ea oricum tot bine era. Adică nu mai mi-e rău, sunt bine. Da. Vă dați seama că sunt mulți care îi invidiază acum, pentru că în mod normal nu prea poți să te duci așa și să închiriezi un stadion. Așa este, da. A fost și nici nu special poți să ajungi așa de ușor la un asemenea jucător ca și Cristi Săpunar. Așa este. E o legendă vie de departe. Așa este. Și asta, mulțumim frumos. Asta înseamnă... Mulțumim tuturor pentru surpriza făcută și pentru momentul acesta special. Până la urmă a fost un moment magic, căci tot este sezonul magic. Magic și atunci trebuia creată magia. Vă felicit oricum și uite, ca babele ne-a apucat plânsul pe aici. Mulțumim, ce să zic? A fost și amuzant și emoționant. Amuzant a fost chinul lui de a desface cutia aia care era în tortul în formă de mici. Aș vrea și eu să știu cine a pus super glu pe acea cutie. Nu reușea să îți desfac. Dar a fost foarte drăguț. Și eu care îți stăteam cu farfuria, zic, Doamne, nu pune mâna pe felia aia. Doamne, pune felia aia. E filmat. Da, mi-a plăcut. Iubire, trebuia să tai eu. Că o femeie cricotașă și așa. Trebuia să tai eu. Ce săraca, ce fezi? Ia uite, își bagă degetele acolo. Vrea să taie toată mingea aia de fotbal. Vrea să-mi dea o felie. Mi se pare că minte, să nu mai rog să taie niciodată. Da, să țin minte, da, exact. V-ați gândit, cavaler de onoare, domnișoară de onoare, la nuntă? Păi avem prietenii noștri, da. Și cavaler de onoare? Ai și tu. Da, bineînțeles, prietenii mei. Pe cine? Prietenii mei. Mai mulți, dar cel mai special care este? Dacă l-aduceți pe Novac aici, eu pic jos. Pe Adrian. Dacă l-ați adus pe Adrian sau pe Andrei... Aici, în ai momentul de față. Stai pe canapea. Acum, mai... știi cum e mireasa ca mireasa, dar... Andrei, bună seara! Bună seara, doamna Gabriela! Nu cred! La toți invitații dumneavoastră. Mulțumim! Ce faci voi? Andreiule, ce faci? Ce să fac, la serviciu? Ah, bun! Aici nu puteai să fii tu lângă noi. Mi-aș fi dorit, dar... Te credem. Ne bucurăm însă că te auzim și că ești alături de noi. Ia zi, Andrei, ești cavaler de onoare sau nu? Cu mare drag, tot timpul. Dar vrei să le zici ceva? Adică ți-a plăcut, nu ți-a plăcut? A fost la înălțime? Prietenul tău s-a mișcat cu talent sau... A făcut o cerere frumoasă? A făcut o cerere frumoasă sau... Foarte specială, sincer. Îl felicit pentru tot ce a făcut. Mă bucur enorm pentru el și pentru Sabrina. Nu mă așteptam, sincer, când a intrat în emisiune să-și găsească jumătatea și uite că s-a întâmplat. Mm-hmm. Știi, ca la fotbal, a făcut o figură frumoasă? Foarte frumoasă. Deci chiar nu am cuvinte, sincer. Un moment foarte frumos și emoționant, mi-a plăcut enorm. Și este un pas foarte important pentru el în viață și la să aibă casă de piatră și tot ce își doresc. Doamne ajută! Știi că el a scris în minutul 90, dacă e să ținem cont de faptul că mâine este o zi grea pentru amândoi. Tu ce ți-ai dori? Ca ei să rămână în casă sau să plece? Sincer, cu mâna pe inimă vă spun, mi-aș dori să rămân în casă și... Spre nemulțumirea a lui și a Catrinei, o să-i votez să rămână în casă. Mulțumim, Andrei! Știi cum e? Ține-ți... Prietenii la nevoie se da. Da, Andrei. Da.
Dar nu v-ați schimbat? Că uite că Sabrina a intrat în casă și a zis: a, nu mai mi-e rău, mi-e bine, sunt bine. Noi am spus că destinul o să joace cel mai important rol. Noi am jucat cel mai frumos meci. Destinul mai... Știi cum e, Dumnezeu îți dă, dar nu bagă în traistă. Zi-l destinul ăla ce să facă. Vreți să rămâneți sau nu vreți să rămâneți? Acum că s-a întâmplat acest moment, ne bucurăm cel mai mult și indiferent care Mani o să fie decizia. Trebuie să știe dacă să vă voteze. Pentru cei de afară, ca să știe dacă își adună forțele sau nu. Într-o direcție o să sau... declar în direct un lucru, indiferent ce mi-aș dori, eu simt că o să rămânem în casă. Și eu cred la fel, o să rămâneți în casă, sunt convins de asta. Om trăi și om vedea, Doamne ajută, știți cum e, cu Dumnezeu și cu credință. Exact. Înainte, mulțumim, mulțumim Andrei. Mulțumim Andrei. Salută pe toți. Vă pup și noi. Acasă. Bun, dragilor, ne oprim deocamdată aici. Încă o dată felicitări. Mulțumim, Izulet. Și mulțumim pentru clipele astea care ne-au emoționat până la